Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu coronavirus și se află în autoizolare. Boris Johnson a declarat într-o postare pe contul său de Twitter că a dezvoltat simptome ușoare și a ales să se autoizoleze, însă va continua să conducă guvernul de la distanță. Purtătorul de cuvânt de la Downing Street a spus că Johnson, în vârstă de 55 de ani, a avut simptome ușoare de joi. Nu se știe dacă Boris Johnson va locui în continuare împreună cu logodnica lui, Carrie Simmons, care care este însărcinată în câteva luni. Vestea că premierul este infectat vine după ce prințul Charles a fost testat pozitiv la începutul acestei săptămâni. Prințul, în vârstă de 71 de ani, prezenta simptome ușoare și se află într-o stare bună, după cum a precizat un purtător de cuvânt. În Marea Britanie au fost confirmate peste 11.600 de cazuri de coronavirus, iar 578 de persoane au murit.